Ziua bună, oameni dragi! Ziua bună, Iulia! A murit un drac! A murit un drac! Foarte bine! Ne regăsim în același format, așa cum v-am obișnuit, la podcastul cu numărul 5, primul episod, în aceeași casă frumoasă, în Casa Eliad, care de data aceasta și găzduiește o expoziție pe care o iubim tare mult. Și la care vă invităm. Până pe 20 septembrie, Feminitatea Viacului Trecut. De la Belle Époque, la Interbellic, o colecție mare, curatoriată frumos, îngrijită de noi. Vă așteptăm cu mare drag. Și toate acestea s-au putut întâmpla cu sprijinul Arcub și Expoarte. A primăriei municipiului București. Mulțumim că putem și ne dați voie și ne creați cadrul să spunem atâtea povești. Am ajuns la 1 septembrie. La 1 septembrie și am ajuns la ultima parte a calendarului nostru. Dar ultima parte a calendarului nostru înseamnă de fapt un început, pentru că așa cum v-a obișnuit Iulia de foarte, foarte mulți ani încoace, de fiecare dată când vorbim despre calendarul străvechi, încheiem un ciclu și începem altul nou. La 1 septembrie vorbim despre toamnă, dar tu mi-ai șoptit că vorbim despre an nou. Totul este circular. Nimic nu se încheie niciodată pe pământul ăsta. Da, avem un început de an nou. Avem un început de an nou biblic între Sfânta Mărie. Într-o perioadă intens sacră, într-o perioadă în care se întâmplă foarte multe lucruri în calendarele populare ale noastre, în cel apicol, în cel pastoral, în cel pomicol-viticol, e o perioadă foarte, foarte, foarte specială și da, în septembrie avem început de an nou biblic, ziua în care se crede că Dumnezeu a făcut lumea. Deci asta e motivul unui nou început. Suntem într-un prag din nou și chiar dacă nu este marcată cu o cruce roșie, o mare, mare sărbătoare. O mare sărbătoare care în calendarele populare și cred că și în calendarul bisericesc aduce un praznic al Sfântului Simeon cel Bătrân, pentru că au fost trei sfinți Simeon, toți trei stâlbnici. Se numește Simeon cel Bătrân stâlbnicul, pentru că el a generat o formă de asceză foarte bizară, ușor suprarealistă, aș putea spune. Acești sfinți trăitori între cer și pământ toată viața se rugau și locuiau pe un stâlp, deci în vârful unui stâlp, pe o platformă, de unde nu coborau sub nicio formă, acolo li se ducea mâncare pe niște frânghii acolo era viața lor practic. Această formă de asceză în Orient a cunoscut o mare, mare dezvoltare, chiar în grădina Ghețimanii, a existat o formă bizară de peste 100 de mânăstiri aeriene de acest fel. De fapt, sunt niște sfinți, niște pusnici, între cer și pământ. Da, este o formă de asceză extremă, iar acest obicei era cumva destul de obișnuit în Orient în urmă cu foarte, foarte multă vreme. Așadar, început de an nou biblic, facerea lumii și Simeon cel Bătrân, stâlnicul. Departe de a se reflecta povestea vieții lui, cea care apare în cărțile, în scrierile religioase, în cultura tradițională, în cultura populară, forma aceasta bizară a vieții lui a născut fel de fel de povești, fel de fel de legende. Imaginația țăranului l-a transformat într-o divinitate care a căpătat în timp alte atribuții, se ocupa cu prognoza vremii, se ocupa cu
Era un sfânt bun la toate, nu? Da, 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 da. Proteja cu siguranță ceva, da, animalele, da, da. Casa. Nu, dacă na, trebuia respectat, pentru că dacă nu te înțepenea cumva, ți înțepenea picioarele și deci oamenii îl și îl respectai prin nemuncă? Îl respectai evident prin nemuncă, îi cinsteai sărbătoarea. Păzea pământul de cutremure, făcea legătura între cer și pământ, deci a generat foarte multă literatură foarte populară, foarte multe legende, viața acestui sfânt. Pentru că vorbim despre facerea lumii, am găsit mai multe legende pe tema aceasta. Da, și de-abia aștept. Am făcut acum o selecție rapid împreună cu Andreea. Și ne-am oprit asupra uneia care mi s-a părut foarte faină, cinematografică și foarte simpatică. Dumnezeu a făcut pământul din început nu rotund ca un măr, cum spun învățătorii, ci drept, întocmai ca un șest foarte întins, fără dealuri și fără văi. Dedesubtul lui e numai apă și el plutește pe apă ca o scândură pe un lac, dar lesne s-ar scufunda dacă n-ar sta pe doi pești foarte mari care îl țin veșnic în spinare. Munții, dealurile și văile s-au făcut în urmă și iată cum. Într-o vreme, peștii care țin pământul în spinare, înfuriindu-se, au început să se zvârcolească tare. Atunci pământul, clătindu-se și cutremurându-se cumplit, pe unele locuri a crăpat, formând văile, iar prin alte locuri valurile apelor l-au ridicat în sus, formându-se munții și dealurile. Tot atunci se spune că s-ar fi deschis în pământ și zvoarele, care hrănesc cu apă râurile ce curg prin văi. Dovada cea mai bună ce o are poporul că pământul stă pe apă e că, cu cât se sapă mai jos în pământ, cu atât se dă de mai multă apă. Pricina cutremurului de pământ nu e alta decât mișcarea peștilor ce țin pământul în spinare. Pământul are margini de jur împrejur și de la marginea lui încolo e numai apă. Tot pe apă, de la marginea pământului, stă bolta cerului. Aceasta am găsit-o în Zane, proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria și Macedonia. Ce frumoasă poveste, da. Și pământul foarte care stă pe doi pești mari. Da, 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 foarte, foarte bună și de ilustrat grafic, foarte, foarte cinematografică, foarte, foarte cinematografică. Mi s-a părut legenda asta despre facerea lumii. Era plat la început. Categoric. Cum de ajunge rotund? Categoric, era fix ca o... Se supără cineva. Nu cum spun ce învățați. Despre ce să mai vorbim la facerea lumii, despre Sfântul trăitor între cer și pământ, v-am spus câteva despre lucruri. Alici, despre albină, despre... Da, sunt animale care au fost martore începutului lumii, și ariciul și albina, și de aici avem alte și alte legende. Și citeam, oare totuși tu spuneai că de fapt pământul, Dumnezeu, Sfântulețul a început să facă pământul într-o zi de marți? Da, și l-a terminat duminica, da. Ai scris și despre timpul în care se face pământul, pentru că septembrie este o lună a cumpenei, adică da, a egalității. Da. Septembrie, în calendarele populare, se numește răpciune, denumirea populară, dar în gromovnicul din bătrâni apare într-adevăr și cu cumpănă. Să spunem ce-i cumpănă. De fapt acest gromovnic? Poate... Da, sunt niște scrieri care au fost interzise de biserică, au fost ascunse, inclusiv în perioada comunistă, iar descifrate erau doar de cei inițiați. Deci în fiecare sat existau persoane. Și un fel de zodiac, nu? Da, un fel de zodiac. Și mai mult decât atât, pentru că acolo, dacă știi exact să-l interpretezi, aveai toate semnele vremii pe întregul an, semne de război, semne de secetă. Era un instrument extrem de utilizat în perioada respectivă, însă era considerat un fel de vrăjitorie, un fel de...
Da, lucru necurat, așa că a fost, a fost interzis. Dar e o, și de biserică, o scriere și de veche și doar da, inițiații da, aveau, da, și, aveau și o scriere foarte importantă și na, ca tot ce e magico-misterios stârnea și stârnește încă un interes foarte mare. Atunci, ce să vă mai spun despre Simeon Stâlnicul? A rămas, cum vă spuneam, în memoria colectivă, drept cel care urcă oamenii pe cer la, printr-o scară nemărginită, ca cel care are grijă să protejeze de cutremure, ca cel care dă semne de prognoză pe întregul an. E un fel de calendar, e altfel care, decât calendarul da, de ceapă, care, nu până la urmă. Cel care sporește rodul toamnei. Deci începem anul nou biblic cu un sfânt a cărui formă de asceză a tulburat mintea țăranului român și a dedicat foarte multe povești populare. Și ce frumoasă cam imaginea atât. Sfântului, care de fapt face legătura între cer și pământ și atunci când te rogi Sfântului, te asiguri de fapt că ești urcat, nu știu, presupun că prin vămile văzduhului ca să ajungi acolo, la Sfântuleț, cât de frumos. Dumnezeu Sfântulețul, da. Dumnezeu Sfântulețul. Așadar, am anunțat că suntem în acest interval de timp sacru între Sfântă Mării. Avem în calendarul pastoral, avem coborâtul oilor. Chiar e acea, cred că e și cântec, sunt câteva versuri de literatură populară pe care, mă rog, toată lumea le știe, cu la Sfântă Mărie mare cobor oile la vară, la Sfântă Mărie mică nu mai rămâne nimică. Da, rămân stân fără stăpâni, struguță fără oiță și turmă fără băciță, cine stân a mătura, vânturile dor sufla pasărea cu aripa. Pornesc turmele la vale, viile încep să fie, da, dau primul rod și începe culesul strugurilor. Calendarul apicol și el întoarce fila și se pregătește de iernat. Deci anticipăm o perioadă de sărbătoare, de nelucru și să știți că n-am cum. Eu trebuie să ajung la acele zile de repaus, de nelucru, care până la urmă nu fac altceva decât să ne încarce bateriile. Adunăm rodul bogat și deja anticipai asta în sezonul trecut la Sfânta Mărie Mare. E o perioadă în care încă mai este vară. Eu mă gândesc acum la Joe Dassin și vara lui indiană, e o vară târzie, îmi imaginez o lumină atât de frumoasă unde îl și văd așezat pe Simeon Stâlpnic, unde văd viile noastre și ciobanii coborând și de la viile pline de e o imagine bucolică. Da, viile pline de pândari, oameni care leagă magic aceste vițe de vie, ca să nu fie prădate de păsări înaintea culesului, fel de fel de ritualuri. E o forfotă da, exact, perpetuă exact. Cu legătorii în pregătiți, și în zona asta da, sacră. Pregătiți să strângă rodul din livezi, apicultorii pregătind stupii pentru iernat, deci o perioadă extrem, extrem de dinamică. Acest interval între Sfântă Mării și păstorii ciobanii cu transumanța lor, cei care ne-au adus, au format aceste drumuri ale sării, ale Mioriței, cea mai conservatoare tagmă, practic, de la noi, tagma asta a păstorilor. Se stinge focul viu de la stână. Are un moment extrem de important. Coboară pentru o parte din păstori. Știm că toată vara a fost o zonă, de fapt au petrecut luni în care nu au fost aproape de soțiile lor și de familie. Da, da, da. Ciobănia înseamnă sihăstrie cumva. Sunt în calendarul popular doar câteva date în care au voie să coboare în sat, doar câteva date în care femeia poate să apropie de stână. Cu toate că în sudul Transilvaniei, în zona ta, în zona mea, există și acest tip de oierit de familie,
Da, în care și băcițele, apar băcițele, apar și în literatura populară, fac treabă la stână și ele. Dar în special este o meserie exclusiv masculină, iar ciobanii sunt cei care dețin multe taine ale cerului, ale naturii, ale animalelor, prin glasul fluierului comunică cu lumea din jurul lor. Sunt și cei care sunt predispuși la întâlniri cu fata pădurii, la întâlniri cu fel de fel de personaje mitologice. Și chiar dacă se întâlnesc cu fata pădurii, întotdeauna se roagă la brad, nu? Povesteai și în episoadele anterioare că știm că pentru ciobani bradul ține loc de biserică. Este oricum extrem de important, este un element vegetal care apare de la naștere până la moarte. Deci avem brad la naștere, un alter ego al pruncului, un brad care este ales sau este plantat, care crește în ritmul în care crește acel copil. Avem bradul de mormântare, avem bradul de nuntă, avem biserica din brazi, un loc magico-ritual în care se păstorul cel bătrân, cel mai bătrân oficiau cununii între păstorii tineri și cu fete neaprobate de părinți, ca să spun așa, căsătorii cumva fără acordul părinților erau oficiate în acest loc care se numea Biserica din Brazi. Există bradul de spovadă, pentru că ciobanii nu aveau cum să ajungă în vatra satului la biserică, atunci își făceau o cruce într-un brad și acolo se rugau. Iar tot la tine în zona am aflat că există brazi bărbați și brazi femei. Crucea aceea se făcea într-un brad bărbat. Se pot diferenția un baci din mărginime, mi-a explicat, în funcție de cum sunt poziționați țepii și chiar reușisem să identific în perioada aia, dar am uitat între timp. Și el avea o cruce făcută și ne-a arătat-o și el își făcea rugăciunile când nu ajungea acolo. Există și un brad de spovadă. Există despre care oricum am mai povestit în episoadele anterioare. Și acel brad de judecată, iar mi se pare ușor terifiant în momentul în care nu se știa dacă un om este răufăcător sau dacă planează doar suspiciunea asta în comunitate, așa că luau, legau de un brad, lăsau peste noapte și dacă nu era mâncat și atacat de animale sălbatice, înseamnă era considerat nevinovat. Deci exista și forma asta de plus bradul din colinde, bradul cosmic care face legătura cu între cer și pământ, cel împodobit cu... Uite că... Da, acel axis mundi. În perioada asta există din nou o legătură neîntreruptă și un timp al sacrului. Îmi vine să spun că nici măcar nu alternează, ci că de fapt unul se cuprinde pe celălalt. Da. Am ajuns la finalul primului episod, cred că am ajuns de o vreme la finalul primului episod. Pentru că colegul nostru ne-a făcut acel semn. Dar am reușit să povestim despre semnificația zilei de 1 septembrie, despre facerea Sfântul lumii, Stâlpnicul și facerea lumii. Și tot și dinamismul ăsta circular de la început de septembrie și de lume. Coborârea oilor, am vorbit despre... Și mai ales despre brad, atât de important. Sunt tămării despre brad și revenim în cel de-al doilea episod, o să vă spunem atunci despre ce povestim mai departe. Tot la răpciune rămânem. Așa facem. Pe curând.